Violența domestică este una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului la nivel mondial. Statisticile arată că anul trecut în Europa, una din trei femei a fost victima unor violențe fizice sau sexuale, comise cel mai des de către partenerii lor. Asta în timp ce în România numărul cazurilor de violență domestică a crescut în 2022 cu aproape 14%. În România, potrivit legii 217/2003, articolul 3, violența domestică înseamnă orice infracțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală, cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic, ori între soț sau fost soți, precum și între actual sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima. În ciuda numărului mare de plângeri făcute de victimele violenței domestice, doar 56 de agresori au primit brățări speciale de monitorizare din cele 5.000 pe care Ministerul Afacerilor Interne le-a achiziționat în toamna anului trecut și le-a pus la dispoziția poliției române. De asemenea, în încercarea de a reduce riscurile iminente la adresa vieții, integrității fizice ori libertății unor persoane puse în pericol printr-un act de violență domestică, autoritățile din România au emis în 2022 aproximativ 13.000 de ordine de protecție provizorii, conform Inspectoratului General al Poliției Române, Centrul de Informare și Relații Publice. Potrivit acelorlalte surse, în primele 11 luni ale anului trecut, polițiștii au intervenit în 81.397 de cazuri de violență domestică. Numărul cazurilor de violență domestică a crescut în 2023 cu 3,9% în România. La nivel național, numărul cazurilor de violență domestică a crescut cu 3,9% anul acesta, de la 8.390 la 8.719 fapte. În cazul loviturilor și altor violențe, numărul faptelor a crescut de la 5.064 la 5.309, iar de amenințări de la 982 la 992 de fapte, potrivit datelor furnizate de către Inspectoratul General al Poliției Române, relatează dcnews.ro.